Drumurile naționale care tranzitează orașele și municipiile trebuie să fie preluate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau de către alte instituții, însă nu ar mai trebui să fie lăsate în grija primăriilor. Aceasta este dorința pe care președintele Consiliului Județean Hunedoara o are și speră că, indiferent de cine se va afla la guvernare în perioada următoare, să fie luată în calcul această propunere. Aș dori ca, indiferent ce guvern va fi la conducerea țării, se gândească că drumurile naționale care traversează orașele și municipiile să fie luate de către NAIR, de către alții, fiindcă primăriile, indiferent care, nu că suntem la Brad sau la Deva, indiferent care, nu pot pe banii lor să întrețină atâția kilometri de drum național care traversează localitățile. Sper să se audă și pe la București, să înțeleagă cu toții că e necesar să facem acest lucru. Sigur că legea care prevede că, eu vă spun, este nedreaptă. Nedreaptă și nu mi-e frică să o spun asta. Repet, pentru faptul că nu poți pe banii municipiului Brad sau oricărui municipiu, uitați-vă ce e în Valea Jiului, atâția kilometri de drumuri naționale care nu pot fi întreținute decât cu sprijin din partea Consiliului Județean. Iată, s-a găsit programul ăsta Angel Salini și mulțumim lui Dumnezeu că este bine. Propunerea lui Nistor a venit imediat după finalizarea lucrărilor la drumul național 74 pe porțiunea Brad-Crișcior, iar prefectul județului a fost de acord cu acest demers. Este o propunere bună, corectă și cred că poate fi dusă la îndeplinire. Cred că este foarte important, într-adevăr, să existe aceste organisme care să facă lucrurile coordonat și cumva mai centralizat. Știu foarte bine, având oarecare experiență în administrație, că este foarte greu pentru UAT-urile cu venituri mai mici să întrețină, este foarte greu și pentru UAT-urile cu venituri mari să întrețină un drum, pentru că implică costuri foarte mari și cred, da, că este un proiect care ar putea fi implementat cu adevărat. Cu banii alocați pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale, administrațiile locale ar putea moderniza alte străzi din localități dacă aceste șosele ar fi fost în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.